Hello, hello, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube și pe Roxana o vedeți în ceață pentru că am dat pe modul cinematic. E acolo Roxana, în caz că nu v-ați prins. Bineînțeles că mi-am comandat din nou costume de baie. Clasic mie, pentru că sunt obsedată de costume de baie. Eu cred că am mai multe costume de baie decât merg pe an la plajă sau de la piscină. Decât au magazinele de costume de baie. Da, decât au magazinele de costume de baie. Așa că, înainte de toate, să pușiți butonul ăla de like, subscribe și de abonare. Și dacă vă place mult acest video, puteți să-l share-uiți și cu prietenele, vă rog, pentru că știu că suntem multe fete aici. Da? Voiam să vă spun, uitați-mi și băiatul leșinat. Voiam să vă spun că am desfăcut deja punguța pentru că nu știam ce este și am zis ia, dar nu le-am desfăcut pe toate. Și o să le probăm aici împreună. După cum vedeți, măseaua este mult mai ok. Și la unghii încă n-am ajuns, în caz că se întreabă cineva, nimeni nu se întreba nici așa. Okay. Începem cu primul costum de baie, care este în mărimea S și cred că mi le-am achiziționat pe toate în mărimea S. Hai să-l vedem așa. Tadam! Ia! Focus! Pentru cine nu știe modelul ăsta, este copie după Vivian Vance, dacă pronunț eu corect. Iar aceștia sunt chiloței! Tadam! Ha, focus pe chiloței. Bune, chiloței simpatici aurii. Dar îl voi lua pe mine să vedem cum arată și ne vedem imediat. Cam așa se prezintă costumul de baie. Chestia asta am pus-o aici pentru că nu știu exact cum se prinde. Și are chiloțelul tanga. Dar mi se pare foarte frumos și se vede foarte drăguț pentru că are și burețele. Adică pentru cine nu are sâni, să știți că are burețele aici. Eu credeam că este material, dar se pare că nu este. Haideți să mergem puțin mai departe. La acesta! Pe care nu am găsit o pregătire. Ok, mai stați puțin. Ok, a venit mâna de ajutor. Tot în mărimea e sta, hai, cred că... Asta este miracol. Mam, ăsta nu mai are burețel, este normal, dar uitați-vă puțin. Stați, focus. Uitați-vă puțin că are pietre. Tada! Haide. Stai să vedem dacă are și chiloțul. Și chiloț. Sunt ok puși așa? Da. Care-i fața? Ah, asta e fața. Uitați-vă la chiloțel. Și uitați-vă că avem pietre din nou aici. De ce v-aș focus pe mine? Nu mai băga pe mine. Mulțumesc! Hai să îl punem și pe ăsta pe noi și vedem cum ne stă. Bună! Acesta este costumul cu aceste detalii minunate. Uitați-vă puțin! Da, bine, asta e eticheta. Mărimea este că nu v-am păcălit. Dar uitați-vă cât de frumos este. Stați să mă așez ca să nu mi zică că este un videoclip pentru adulți acesta. Nu este frumos? Nu este frumos? O să vă las oricum și prețurile. Eu am căutat pe Shein sau Shein produse de-astea de baie, doar că nu am găsit așa pe opulență și știți că mi-e îmi plac sclipiciurile, îmi plac artificiile, mărgeleturile, orice, pe opulență să fie. Doamne! Bună! Bună, na-na, na-na, na-na. Mergem mai departe cu... cu asta eu am istorie, să ne înțelegem. Pentru că cine mă urmărește și pe Instagram sau de mai mult timp, eu acest costum de baie îl am și pe negru. Și l-am cumpărat acum 2 ani, cred. 2-3 ani de pe AliExpress. Bine, l-ai comandat acum 3 ani, l-ai primit acum 2 ani. Da, da, a durat foarte mult să-l primesc. Este tot așa, plin de pietre. Stați. Iar sutienul este din nou plin de pietre și el. Stați, așa. Credeți-mă că acestea chiar se văd la soare incredibil de bine, dar aici la ring light nu se văd atât. Bine, un plastic pe ele. Da, un plastic.
pentru a nu zbura pietricelele. Sinceră să fiu, mie de pe Ali nu știu dacă mi-a zburat vreo pietricică. Cred că s-a mătuit puțin, dar de zburat nu mi-a zburat niciuna. Așa că hai să-l punem și pe ăsta pe noi și revin imediat. Așa se prezintă acesta. După cum vedeți, pietrele sunt pe o opulență. Acest chiloțel, mă bucur că este mai înalt, adică pot să-l ridică, pe celelalte nu puteam să le ridic prea mult. Dar acesta este sutienul meu preferat, sau cel puțin până acum a fost sutienul meu preferat, cel pe negru. Acum că l-am și pe alb, e altceva. Mergem mai departe. Cred că e un sutien pe tine. Nu se putea ca eu să nu îmi cumpăr ceva animal print, pentru că sunt o panteră rebelă. Ia uitați aici, stați. Ta-da! Hai să-l punem și pe ăsta pe mine. Cam așa se prezintă și acest costum de paie. Este foarte frumos. Mărimea S, spre surprinderea mea, nu este mică, doar că sfârcul meu este fix aici, să ne înțelegem. A, și în caz că n-ați observat, mai mi-am dus puțin din bretonul ăsta. Gigant! Aș putea să fiu fetița aia din Flintstone. Să-mi fac aici moți. Cum o chema? Nu știu. Fetița lui Fred și Barney. Fetița lui Fred și Wilma. Wilma. Că Barney cu Betty aveau pe băiețelul ăla. Da, da, nu, eu sunt fetița. Flintstone, iaba Flintstone, scubidubidubidum, bam bum. Da, mergem mai departe, că nu e melodia aia. Am combinat efectiv două desene animate. Mulțumesc. Mână sau mea dreaptă. Acesta nu este cu pietre, dar are stilul ăla de disco, nu știu dacă vă dați voi seama. Anii 80. Anii 80. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, din nou, acesta în soare s-ar vedea super. O, oh, doamne, ce chiloțel mare! E un chiloțel înalt. Hai să vedem cum arată chiloțelul înalt și costumul de baie PJ. Acesta este costumul de baie. Uitați, vedeți cum zic eu că e sclipicios? Iar acesta este chiloțelul. Stați-mă, da, mai spune un pic. Cam așa se prezintă. Bună! Acum ne așezăm. Să nu se vadă nimic. Și vom testa alt costum de baie. Vom testa, vom proba. Mânăță! Gata! O, da! Ia uitați aici! Ia uitați! Mamă, câte pietre, câte sclipiciuri! Stați un pic! Cred că asta e fața, da! Și așa este chiloțelul. Hai să le punem și pe astea pe noi! Acesta este celălalt costum de baie. Aici are o prindere foarte interesantă, pe care o faci și tu, Alandala. Mă deranjează puțin treaba asta cu alb, dar asta nu-l face un costum de baie urât. Uitați-vă cât repede mi s-au dus buclele în timp ce am probat. Vă vine să credeți, ca să înțelegeți ce păr de pisică am? Trecem peste. Se vede foarte, foarte frumos. Îmi place și acesta, dar v-am zis, chiar am fost de data asta pe opulență. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă te duci la mare, la piscină, unde te duci, trebuie să ai un costum de baie altceva față de toată lumea. Pentru că majoritatea își cumpără din H&M. Nu, mie îmi plac astea, care ies în evidență. La soare se vede că a venit Corina pe plajă. Și bineînțeles că nu le puteți găsi oriunde. Acest site chiar are mult mai multe costume de baie în genul acesta, lucru care pe mine m-a fascinat încă de când am văzut site-ul, credeți-mă. Sunt wow și raport calitate-preț, credeți-mă că sunt incredibile. Adică un costum de baie, dacă vă luați de la Vivian Vance, este în jur de 4 milioane sau 5, dacă nu mă înșel. O secundă să-i deschid Oxanei. Următorul.
De data asta voi fi roșu ca Ferrari. Gata, ai montat-o? Da. Uitați-vă puțin și la acesta. Ziceți voi că, uite, și astea, detaliile de aici sunt aurii și cele de aici. De la primul, de fapt, de la al doilea costum, să știți că erau argintii. Vă acum e kilotul. Da. Uitați-vă puțin cum e la kilot. Oh, bailando! Sunt în clona. Punem pe noi și vedem cum vine. Iar la Habibi, tiki-tiki-tiki. Dați-vă puțin, vă rog, un moment de reculegere pentru acest costum de baie. Pentru clona, căci costumul ăsta e bombă. Oh! Iala, iala. Jagi, jagi. Hadisha, mucho oro. Mucho oro, mucho oro. Inshallah, inshallah. Sper că am zis ceva de bine aici, pentru că nu cred că te dau înjurături. La clona. Este incredibil de frumos. Se vede super, chiar bombă. Stați focus, bună. Miau, 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 miau. Da, foarte, foarte. N-am cuvinte ce s-a întâmplat. Da? Da. Și ultimul costum de baie, dar nu cel din urmă. Este ultimul sau nu? Chiar este. Păi și e cel din urmă. Este ultimul costum de baie. Este roz pudră pentru că, din nou, Corina are o slăbiciune pentru culoarea roz de păpușică. Știți deja lucrul ăsta. Uitați-l. Și, bineînțeles, din nou avem accesorii și chiloțelul are și el Hei, fați puțin. Accesorii. Dar este foarte interesant că... De ce nu pui focus aici? Are forma asta ciudățică la pânduleț. Gata. Hai să-l punem și pe ăsta pe noi, chiar dacă n-aș mai ieși din ăsta roșu, pentru că este foarte drăguț, bune. Și ne vedem imediat. Iar acesta este costumul de baie roz. Voiam să vă spun că eu am scos bureței la spate, e foarte interesant. Stați să focuseze puțin. Nu foarte mult, nu stăm cu fundul prea mult la cameră. Avea niște bureței. Unde e? Uite aici. Arată cam așa. Doar că puși aici se vedea destul de ciudat pentru că sutienul este mult mai mare decât burețelul. Și oricum eu de obicei scot bureței, deci pentru mine este foarte perfect așa. Sper că vă place și vouă ce mi-am achiziționat și sunt tare curioasă care este costumul de baie care v-a plăcut cel mai mult. Aceștia sunt ochii de melc, în caz că nu știați gluma noastră. Pe bune, sunt eu ochi de melc! Ne ascundem după ce faci și facem treaba asta, pentru că așa are melmel cotobel. Eu sincer vă spun că cel mai și cel mai de impact a fost cel roșu. Adică oricum nu aveam un costum de baie roșu și cu gabloanțele alea pe acolo maleșinat. Dar nu am unul care să vă spun că îmi place cel mai puțin. Efectiv, toate mi s-au părut foarte frumoase și mă uit aici pe jos pentru că le-am și băgat în punguțe, le-a băgat Roxy în punguțe. Sunt efectiv incredibile și bineînțeles că vă voi lăsa și niște coduri de reducere pentru că sunt conștientă că sunt niște lucruri foarte frumoase și ați vrea și voi să vi le luați cu reducere. Așa că nu uitați să intrați în descrierea clipului și vedeți acolo toate detaliile, inclusiv site-ul, inclusiv tot ce trebuie să vă spun eu vouă și bineînțeles și Instagramul meu. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, de ce n-ați făcut-o până acum? Poți să știu de ce nu ați făcut-o până acum? Aștept! Aștept și nu uitați să pușiți butonul ăla de like, da, la clip. Vă rog, pentru că știu că vă plac foarte mult clipurile în care eu vă arăt chestii, ce mi-am cumpărat, de mâncare, de băut, de îmbrăcat, de încălțat. Gata! Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea mea a costumelor mele de baie.
Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Vă super pupicez și aveți grijă de voi. Bye!